Tema este persoana, este tema măștilor, sunt toate aspectele lor. Sperăm că reușim să mai schimbăm din aura negativă pe care a avut-o masca de câțiva ani. Aveți programul festivalului în clientele expuse în acest hol. La București, aproape toate evenimentele sunt cu acces gratuit și vă așteptăm cu foarte mare drag, cu o singură excepție, acel recital de visuri de la Ateneu. Este un festival care a fost fondat de Adrian Iorgulescu, compozitor, care pe vremea respectivă era președintele Unirii Compozitorilor și Muzicologilor Români și mulțumim. Mulțumim ca întotdeauna Uniunii Compozitorilor și președintelui Dan Dediu pentru sprijinul acordat. Mulțumim partenerilor noștri și o să încep cu partenerul foarte important care susține și de fapt ne-a oferit ceea ce veți urmări începând cu ora 5 în această seară. Este vorba de spectacolul Unmasked, care a fost oferit de Institutul Cultural Român. Este un spectacol, sperăm, primul dintr-o lungă serie de evenimente care au provocat compozitorii și coreografii să creeze împreună patru lucrări audio-coreografice, muzical-coreografice, pornind de la tema festivalului. Cei patru compozitori sunt Adrian Iorgulescu, Doina Rotaru, Mihai Mănicianu și Gabriel Mălăncelu. Cele patru coregrafe sunt Andreea Tănăsescu, Smaranda Căpudeanu, Cristina Lilienfeld și Vava Ștefănescu. Ce au născocit veți vedea începând cu ora 5. Până la ora 5 nu se vor deschide ușile. La ora 5 va apărea un personaj care vă va transporta în universul Unmasked, universul de mascărilor. Să nu uit, între cele patru piese va avea loc o pauză. Deci vor fi două lucrări, pauză 10 minute și pe mâncă două lucrări. La ora 7:30 vă așteptăm la celălalt concert al serii, care este o avantpremieră a unui proiect de mare amploare, sezonul cultural polonez-românesc, care va avea loc în 2024-2025. Îl avem alături de noi pe ansamblul Hashtag, un ansamblu de mare renume de muzică nouă. Tot la 7:30 în sala Auditorium, înainte de ansamblul Hashtag, veți avea șansa să câștigați o mască. Imaginea Meridian 2023 persoană este creată de studioul Ordo Ceao, Ioana Buraga și Vlad Vigore. Toate măștile pe care le vedeți pe afișe există și în realitate și în fiecare zi se va avea loc o tragere la sort surpriză și unul din norocoși va pleca cu o identitate fizică a zilei respective Meridian acasă. Mulțumim așadar Institutului Adam Mickiewicz, care este principalul partener în organizarea concertului de la 7:30. Mulțumim Forumului Cultural Austriac, mulțumim Radiodifuziunii Române și mulțumim tuturor partenerilor noștri, în special Universității Naționale de Muzică din București, care, ca în fiecare an, este un factor focalizator al evenimentelor de muzică nouă. Dacă vă uitați pe afiș, există și un QR code care vă trimite direct la programul festivalului de pe site-ul nostru, e foarte ușor de accesat. Iar acum, înainte de demascarea oferită de Institutul Cultural Român și de cei 8 creatori, va avea loc un vernisaj foarte special. Este vorba de un set de 6 persoane create de Angela Bontaj, care este pe aici, pe undeva. Este vorba de timp, de seducție, de moarte, de fiestă, de șac și de poezie, care vor fi 6 prezențe care vor bântui în fiecare zi festivalul, la ore și locuri neanunțate. Și în fiecare zi, focalizarea performance-ului acestei expoziții itinerante de măști va fi făcută pe una din aceste 6 identități simbolice.
Iar tot acest performance durațional este oferit de ansamblul The Mad Caterpillars, care este pe aici, pe undeva cu noi. Este alcătuit în mare majoritate din tineri compozitori români, studenți ai Universității Naționale de Muzică din București. Și îi invităm să ne poarte în universul celor șase identități. Thank you.
Ora 3. Thank you.
cel mai frumos. Mie îmi place. Da? Să continui. Mai bine mă duc să fac ceva frumos, ok? Ok. Să vedem dacă mi-e.
Do you really
Așadar, despre măști nu se pot spune decât cuvinte îmbuibate de sens, ca și cum în orice vocabulă s-ar ascunde o față ce nu s-a mai zărit nicicând. Sau poate că fața aceea a mai fost văzută cândva de niște trecători, ca și noi, pe arterele vieții, în grabă, iar mai apoi fața aceea a fost acoperită de o mască de sunete ce nu s-au mai auzit vreodată, decât în surdină, venind de departe pentru a îndestula întunericul cu noi înțelesuri. Și așa se face că întinerim și îmbătrânim cu masca pe figură, ca o vitrină cu storurile trase, în care nimeni nu se mai uită, iar de totuși se uită cumva, o face doar pentru a-și întâlni umbra, pata aceea de lumină neagră prin care respiră minus infinitul. Și astfel ne împuținăm sub măști fiecare dintre noi, retrăgându-ne în lumina aceea murdară, până când din fața aceea necunoscută nu mai rămâne decât visul dintr-o oglindă în care nu te mai poți privi niciodată. Thank you.
Mopete scrie un poem despre mopete, stând la masă în local, scriind aplicat un poem despre mopete. Mopete are pe masă un tom complicat cu minunății despre evul mediu și pete de cerneală pe degete de mult ce-și scoate notițe. Mopete, din poemul pe care îl scrie el însuși, își face închipuirile lui despre dânsul și crede că este independent, însă bufnițe, semne ale rațiunii, îl pândesc pe propria lui frunte, pentru că ele știu că el este doar o creație care depinde de orice măruntă aberație a lui Mopete când vrea să se încrunte fără motiv și îl uită. Mopete s-a răsturnat. Care din ei? El? Celălalt? Celălalt?
Mopete a lipsit multă vreme de acasă și într-o dimineață s-a întors să-și vadă pisica. Era o dimineață cu soare. În curte, frica lui Mopete de locul acesta se strânsese retrasă lângă florile pălite de vară din brazdă la soare. Avea acum chipul pisicii și îl privea pe Mopete cu ochi impasibili și abia decolorați de lumina cu străvezim autumnale. Mopete, oprit o clipă să o privească, o simțea pe pisică foarte străină, ar fi vrut să intre repede în casă. O nefirească amețeală îl legăna pe trepte, înspre pisică, înapoi. Până la urmă, pisica a plecat cu mersul greoi al plictiselii. Se vedea că este urât.
Thank you.
Thank you.
Și-am încălecat doșa și v-am spus povestea mea.